sâmbătă 2 septembrie, ora 16:30, în aula Bibliotecii Județene Ioan Neculae Roman din Constanța a avut loc un eveniment cultural deosebit. Au fost lansate 3 volume dedicate istoriei sociologiei românești. Această triplă lansare a fost organizată de Asociația Culturală Sfântul Antonie de la Iezăr a Armânilor din Constanța. În aula Bibliotecii Județene Ioan N. Roman din Constanța a avut loc o triplă lansare de carte organizată de Asociația Culturală Sfântul Antonie de la Iezăr a Românilor din Constanța. Această acțiune culturală se încadrează într-un amplu proiect de prezentare și reconstituire a istoriei sociologiei românești, coordonat de către profesorul universitar Zoltán Rostas în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie. Temele de cercetare își propun redefinirea și cunoașterea în amănunta școlii sociologice de la București, dar și a rolului de întemeietor pe care l-a deținut Dimitrie Gusti în cadrul acestei instituții educaționale și de investigare a arealului social românesc. De ce este interesant treaba asta? Fiindcă nimeni nu a crezut că aceasta poate fi făcută, fiindcă Gusti nu a avut o strategie de a păstra documentele personale. Dar instituțiile au păstrat. Cele două antologii, Republică Texte Interbelice, apărute în periodicele și revistele fondate de Școala Sociologică de la București, întemeiată de celebrul sociolog Dimitrie Gusti. Lansarea în premieră la Constanța cuprinde rezumatele corespondenței profesorului Gusti cu toți colaboratorii români și străini. Un efort intelectual, cu totul de excepție, întreprins de profesorul Zoltán Rostas. Noi facem istoria sociologiei într-un cadru instituțional, neacademic, dar cu atât mai academic. În cadrul evenimentului au participat, pe lângă sociologul Zoltán Rostas, sociologul Martin Ladislau Salamon, coautor al uneia dintre antologii, și Sterica Fundulea, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Eu am fost doctorant cu domnul profesor și subiectul se leagă foarte mult de teza mea de doctorat, care Școala lui Gusti, Școala lui Gusti fiind un univers. Această sursă ne-a dat și ideea de a analiza puțin locurile unde echipierii, studenții Gusti monografii. Tot în cadrul acestui eveniment au fost lansate și volumul de antologii Transhumanță interbelică în Balcani, studii și articole despre aromânii în publicațiile gustiene. Să vă spun un lucru, este, să zic așa, a doua carte pe care o citesc despre perioada balcanică, foarte bine documentată de la fața locului. Prima a fost cea scrisă de Mușii în 35 și îmi reiterează ideea că, într-adevăr, contextul în care noi am venit în cadă, sau bunicii noștri venit în cadă la Terra, a fost unul tulbure, dar datorită faptului că acest material este foarte bine realizat, putem să tragem niște concluzii foarte bune despre istoria noastră și mai ales să învățăm drumul spre viitor. Lansarea de carte și discuțiile au fost moderate de sociologul Enache Tușa, care a fost anfitrionul evenimentului.